Am aflat că fix la prima ediție a Festivalului Mamaia, în 1963, debuta pe scenă cel căruia tu îi porți prenumele. Aurelian Andreescu. Da, și a fost o bucurie pentru tata să poată să-mi pună acest prenume, gândindu-se că într-o zi voi ajunge și eu să cânt, precum a cântat el, tata, Aurelian Temișan, sau marele Aurelian Andreescu. Iar ei doi au cântat o perioadă împreună când venea Aurelian cu concerte în zona Olteniei împreună cu tata, Corina, și cu Gabi. Cum era Aurelian Andreescu? Aurica era un băiat extrem Aurica. De simpatic. Era un pic bâlbâit. Drăguț era că și el și Cornel Constantiniu erau bâlbâiți și mă determinau și pe mine să mă bâlbâi dacă plecam în aceeași mașină. Uite că mă bâlbâi. Pentru că mi-am adus aminte, plecam către repetiții și fiecare fredona câte o melodie. În momentul în care cântau perfect, textul decurgea impecabil. Și eu mergeam în spate, de obicei, toți eram cu textele în mână, ne era rușine să apărăm cu textul la repetiție pe scenă. Și eu mă uitam la fiecare dintre ei, cum se pregătește. Aurelian era înaintea noastră, venea să împingea în față într-un picior, mi-l aduc aminte, avea perciunii aia splendiți care se purtau în anii 70. Eu mă uitam la el, zic, vai ce băiat frumos, pentru că erau câțiva băieți frumoși. Dan era blond, Alain Delon. Era Aurelian, care era brunet. Și bineînțeles era Cornel, care era șaten, un alt cu ochii albaștri. Românași frumoși de-ai noștri, Dumnezeu să-i odihnească. 60 de ani de atunci, de când Aurelian Andreescu a debutat pe scena asta. Un gând frumos omului ăsta, care a plecat la doar 44 de ani. Îți mulțumesc că te gândești la el și că ne-ai pregătit un cântec pe care el l-a cântat atât de frumos. Da, scris cu inima, acest cântec este, de fapt, un îndemn la a nu uita. Că indiferent ce funcție avem, indiferent ce facem în rest, să nu uităm să fim oameni. Aurelian Temișan cântând o bijuterie cântată în original de Aurelian Andreescu. Eu o să ies. Corina, dacă vrei, poți să-l ajuți. Nu, mulțumesc. Eu am să mulțumesc tuturor. Vă invităm mâine seară din nou, la ultima seară a festivalului de la Mamaia. Mulțumesc. Corina se retrage, Aurelian rămâne și ne cântă Oameni. Până mâine seară. Îi mulțumesc lui Marius Seicu pentru că a scris această capodoperă și lui Aurelian Andreescu, din punctul meu de vedere, cea mai mare voce masculină pe care a avut-o România vreodată. Cu iubire câmpia din voi. Oameni, oameni minunați, treziți munții bătrâni de ploi. Oameni, oameni învățați de la păsări curajul în zbor. Oameni, oameni semănați, foc de soare strălucitor, fir de aur se înalță către soare mereu. Fir de aur, vis de aur, cântul vostru
și al meu. Oameni, oameni semănați cu iubire, cărările. Haideți să aprindem toți telefoanele cu luminițele spre mine, să creăm un moment magic, un moment demn de o mamaia magică. Oameni semănați, sunteți minunați, cu iubire, cărările. Fir de aur se înalță către soare mereu. Fir de aur, vis de aur, cântul vostru și al meu. Oameni semănați cu iubire, cărările. Ia-mi de ce sunt fericit. Atâta timp cât existați, atâta timp cât există această muzică, nu avem voie să nu o cântăm, nu avem voie să nu ne bucurăm de ea, nu avem voie să nu facem sărbătoare din orice prilej. E rândul meu să vă aplaud. Și pe voi și pe cei care se uită de acasă, că sunt convins că unii aplaudă din fața televizorului.